Ne reîntâlnim prieteni cu Cristian Pisecaru, artistul plastic venit de la Roma. L-am întâlnit în ziua în care a avut maestrul Haidu vernisajul, a venit să dea o mână de ajutor atunci. În buna tradiție am văzut că și astăzi, Cristi, în momentul când tu ai început să-ți panotezi lucrările, maestru ți-a dat o mână de ajutor. Bine ai revenit la Piatra Neamț. Noi ne-am întâlnit mai des, spre deosebire de domnul Haidu, noi ne-am întâlnit mai des și în tabere, și în expoziții, și de grup, și personale. Cu ce fel de sentimente revii la Piatra Neamț? Da, păi revin cu dragoste, în primul rând, pentru că aici, să zic așa, este orașul meu de suflet. Din ce cauză, vă explic imediat. Am făcut liceul de artă la Piatra Neamț, deci clar că sunt legat, au fost, cred că, cei mai frumoși ani din viața mea, la clasa domnului Ștefan Potop, pictură monumentală. Bineînțeles, am învățat de la foarte mulți, nu numai de la dumnealui, tainele picturii, a desenului, la domnul Bejan, celebrul Bejan, la sculptură, a domnul Agache, mai fugeam în pauză și mai furam ceva din tainele picturii. De la fiecare am învățat, de la domnul Tudorache, la modelaj. Da, ții legătura cu toți cei pe care i-ai pomenit, pentru că v-ați întâlnit acum, de data asta, ca și colegi de breaslă, fie în tabere de creație, fie în expoziții de grup. La fiecare vernisaj de-al tău, domnul Potop este prezent, bineînțeles, atât în calitate de fost profesor, cât și în calitate de actual președinte al UAP Neamț. Dar, în primul rând, coleg de breaslă, pentru că vă admirați, am văzut. Coleg și prieten foarte bun, pentru că este o relație de foarte mult timp, din 1993, vă dați seama, și atunci s-a legat lucrurile. Cristi se spune că pe cine au blestemat zeii, l-au făcut profesor. Uite că ai trecut și tu acum și maestrul Haidu este profesor. Da. Bănuiesc că o să stau de vorbă cu dumnealui acolo, la locul faptei, la școala de artă unde profesează, pentru că trebuie abordată și latura asta a pedagogului, a apostolului, care se ocupă de, până la urmă, de destinele unor copii. L-am văzut cu ce mândrie vorbea despre copiii care au devenit acum colegi de breaslă, dai dumnealui, artiști cunoscuți, consacrați. Este o mare mândrie, nu? Da. Să poți călăuzi pașii unor... Păi da. Să plămădești. În ceea ce mă privește pe mine, sunt profesor de 13 ani la Clubul Copiilor Roman, profesor titular. Vă dați seama că în 13 ani au trecut prin mâinile mele foarte mulți, să zic așa, foarte mulți elevi care i-am modelat și am încercat să le dau o aripi să zboare mai departe. Sunt foarte mulți care au terminat facultatea la Cluj, la București, la Iași, la Timișoara, facultăți importante de arhitectură, de design, de pictură. Și, bineînțeles, chiar elevi la Liceul de Artă, la Victor Brown, care actual elevi. Și mulți care au plecat s-au răspândit prin toată lumea. Țineți legătura la patrimoniu? Da, mai sunt care încă mă caută, mă sună. Domnul profesor, ce mai faceți? Haide să ne întâlnim. Alte motive de mândrie până la urmă, pentru că vezi că truda ta n-a fost în zadar. Da, cu asta putem să ne mândrim ceea ce privește meseria noastră de profesor, pentru că știți foarte bine partea cealaltă, nu prea avem satisfacție. Dar cu asta rămânem și e foarte important. E o constatare destul de tristă, n-am auzit-o doar de la tine, nici doar de la maestru Haidu. Asta este realitatea. E o perioadă de criză profundă în ce privește lumea artistică românească. Noi ne referim la spațiul nostru. N-are rost să aruncăm cu privirea peste ce se întâmplă în alte părți. Da. Ce se întâmplă aici la noi? Până la urmă rolul, cum este privit artistul acum în societate, în cetate, pentru că artistul este până la urmă un om al cetății și este, după părerea mea, un om de vază al cetății, un om care ar trebui să fie întrebat în momentul când se propune o schimbare de ambient, arhitectural, o refacere a unor zone ale cetății în care locuiește. Nu, din păcate, artiștii, după părerea mea, ar trebui primii întrebați. Așa e. Așa ar trebui. Domnule, e normal să vi se ceară sfatul. Da, din păcate lucrurile nu stau prea roz. Asta e adevărul, trebuie să spunem lucrurile pe nume. Artistul
este marginalizat, din păcate. În primul rând, de cei care conduc un oraș, să spunem, da? În cazul meu, Roma. Cei din Consiliul Local, Primar și așa mai departe, nu știu, ar trebui să țină cont mai mult de noi, adică să ne vadă și pe noi, să nu fim doar niște oameni invizibili care trece prin fața primăriei și atât sau... Și tot fiind faptul că arta nobilează, să ai un nucleu de artiști autentici, da, de valoare și să nu profiți, bun, nu la modul meschin, să nu profiți de aportul lor artistic pentru până la urmă, îmbunătățirea imaginii orașului, nu neapărat pentru romașcani sau pentru pietreni. Orașul, da, care este tranzitat, da, de atâta omenire venită din alte părți, nu? Și care ar putea să spună, uite, am văzut în orașul putare altceva decât am văzut prin toată țara când am umblat. Da, noi încercăm. Noi suntem un nucleu de artiști la Roman și împreună cu domnul profesor Iosif Haidu, ați văzut, suntem mai mulți, bine, o mână de oameni, nu foarte mulți, dar care încercăm să schimbăm lucrurile acestea. Din păcate, nu am avut o galerie de artă unde să ne exprimăm, să zic așa. Din fericire o avem. De anul acesta e posibil să o avem. O să aveți o surpriză, dragi prieteni și dumneavoastră, pentru, da, că l-am promis și lui Cristian și maestrului Haidu și a trecut pe aici prin galerie și maestrul Răileanu cu niște lucrări pentru inaugurarea respectivei galerii, da, de artă. E o surpriză, da, deocamdată, dar o să vă țin la curent. Știți prea bine, când vă promit ceva, mă țin de cuvânt. Eu abia aștept să vă regăsesc și pe tine și pe maestrul Haidu și pe toți prietenii, artiști, da, la Roman. Un demers binevenit, până la urmă, crearea unui. Chiar dacă vine din domeniul privat inițiativa, un spațiu pus la dispoziția artiștilor nu este face decât să... Da. Așa este. Așa este, pentru că nu aveam unde. Era doar muzeul de artă, unde știți foarte bine că sunt probleme. Nu vreau să intru în detaliu, domnul profesor Haidu a punctat foarte bine problemele care sunt. Și da, într-adevăr, nu mai expun acolo. Nu mai pot să merg la muzeul de artă. Nu mai expun. Nici ca privitor nu pot să merg, pentru că nu am ce să văd. Din păcate. Tristă constatare. Da. Același lucru l-am spus și maestrului Haidu. Arta pierde. Iubitorii arta de artă pierd. Exact, oamenii. Cei care așteaptă, care s-au obișnuit cu copii, voi artiștii. Elevii, sunt elevi foarte buni, oameni, pot să mă laud că elevi foarte buni, care chiar vor să vadă lucruri deosebite, expoziții frumoase și nu au unde să meargă. Și îi trimit la Piatra Neamț, îi trimit la Iași, îi trimit, pentru că asta e realitatea. Da, pentru că în orașul lor nu se poate. Da. Da, tot trist. Himeriada se numește expoziția ta pe care o propui publicului pietrean și nu numai timp de 2 săptămâni și care va avea vernisajul după amiaza aceasta. Grafică. Da, eu te-am văzut grafică, doar grafică acum. Eu te-am văzut ne-am întâlnit în tabăra de la Tazlău, acolo pictai, așa. Cum treci de la un stil la altul? Îți trebuie o perioadă de adaptare, readaptare sau e firesc? Eu încerc, am spus de mai multe ori, încerc să fac mai multe lucruri. Acum nu știu cât reușesc. Era vorba de acel triunghi echilateral, care vorbeam și expozițiile anterioare. Știți foarte bine că am avut expoziție de icoană aici. Da, da. Așa, da, deci artă religioasă. Am fost, grafică, am fost hartă, și spun, da, cu plăcere. Grafică, cum avem și acum, și pictură de șevalet. Da. Deci, iată, a treia latură a mea, să zic așa. Încerc să le fac pe toate cât de mult posibil pot, cât de bine pot. Vara mă ocup și de pictură bisericească, merg, mai am lucrări, mai am prieteni care mă cheamă pe șantiere. Am fost plecat chiar și din țară, în Grecia, în Sfântul Munte Athos, am lucrat. Încerc să fac mai multe lucruri, nu doar grafică, doar o bucățică. La fel cum a zis, peisajul este foarte important, tablele de creație, încerc să particip cât de mult pot, pentru că nu poți lucra doar în atelier. Dacă te închizi în atelier și lucrezi cu ușile închise, atunci nu e bine.
trebuie deci poate, să poate intervine la un moment dat o plafonare, plafonare și mergi doar pe aceeași linie și nu vezi nici... Ești un spor monitor, să înțeleg. Exact. Cauți mereu, nu? Da, foarte multe căutări, deocamdată caut. Putem vorbi de... se poate vorbi fără doar și poate de stilul Cristian Pisecaru. Da, nu știu, e discutabil aici. Uite și grafica de carte. A venit cu lecțiile foarte bine învățate Cristian Pisecaru. Grafică de carte, are o mulțime de cărți aduse aici. Da, și copertă, chiar și reviste. Interioare, reviste. Revista Clepsidra, care o știți. Cornel Paiu, maestrul Cornel Paiu, pe care o salut cu această ocazie și abia aștept să ne reîntâlnim. Da. Diversitate în... Foarte multă diversitate. Foarte multă diversitate. Da. Grafică de carte, chiar și sigle, am lucrat la sigle, sunt instituții roman, școli, care sigla este realizată de mine. Plus cea episcopiei, arhiepiscopiei romane și a Bacăului. Este făcută de mine. Deci emblema arhiepiscopiei este realizată de mine. Embleme care, pe care rămân vedem. Și... Sigur că da. Sigur că da. Foarte frumoase aceste... și cărțile în sine, dar și desenele tale, grafica ta, colaborezi doar cu literați nemțeni sau preocupările tale s-au extins? Oricine, da, din toată țara. În toată țara, deci nu am limite. Cât timp acorzi creații? Problema, da, cu timpul, într-adevăr, este Cristian, o problemă. Scuze. Cu timpul este o problemă, pentru că am și o familie, ca o un copil de crescut, o fetiță frumoasă de 7 ani. Să trăiască. Mulțumesc. Trebuie să am grijă de ea. Bineînțeles, și partea cu școala, mi-am luat foarte multe ore. Am catedra întreagă la Clubul Copilor, dar mi-am luat și câteva ore suplimentare la Liceul Teologic Franciscan. Și atunci, o altă colaborare frumoasă, sper eu. Am încercat acolo să fac un cerc de artă plastică, unde vin copiii și lucrează. Dacă ții minte, ne-am mai întâlnit și la când a fost aniversarea, comemorarea, de fapt, comunității armene. Da. Și ai fost și tu prezent acolo, de fapt, nu și lucrări de ale tale, dar erau și de ale unor elevi de-ai tăi de acolo, de la Liceul Franciscan, dacă nu mă înșel, pe Simezi, acum, pentru că se încropise o mini-expoziție chiar la Colegiul Franciscan. Da, acolo, a fost domnul Ceacăru, da. Corect. Încerc să colaborez cu toate instituțiile, mai ales cu școlile, cu grădinițele, am ore peste tot, pe unde se poate, pentru că noi avem posibilitatea să ne luăm ore și în altă parte, nu doar la Clubul Copiilor. Da. Salonul de caricatură, ne șoptește undeva din off, maestrul Iosif. Da, asta oricum vă spuneam, spre final. Cu participare și acolo, nu? Să înțeleg? Sau e un salon pe care vreți să-l puneți voi? Am început un proiect la nivel național, un proiect foarte frumos, zic eu, cu grafică portretistică, așa. Doar la nivelul copiilor. Deci copiii cu vârstele cuprinse între 10 și 19 ani. Grafică portretistică, cu toți oamenii politici și așa mai departe, cu actori, cântăreți, VIP-uri. Da, este un stil apart, un stil care place în general. Și totul, e vorba de grafică, deci foarte, foarte multă grafică. Grafică portretistică, tehnici diferite, tuș, liner, creioane colorate, știu eu, acuarele, tempera, în fine. Uite cum o să facem, pentru asta trebuie să am și ajutorul tău. Da. Pentru că am promis maestrului Iosif Haidu că o să merg la școala de artă din Roma, la casă la dumnealui, să-l văd lucrând cu copiii de acolo. Eu în aceeași zi aș veni și la Palatul Copiilor. La Clubul Copiilor, vă aștept. Pentru că este fascinant să vezi un artist lucrând, fascinant să vezi un profesor lucrând cu copiii, să vezi... Pentru mine viitorul sună bine, arată bine în privința asta. Da, trebuie să fim optimiști, de ce nu? Sunteți amândoi și tu și maestrul Haidu niște mari sufletiști, chiar uneori mă întreb de unde atât de mult suflet, pe fiecare lucrare pe care a avut-o și maestrul și pe care o ai și tu în lucrare, în Pesimezi aici, în galerie. Sunt bucățele din sufletul fiecăruia. Așa este, Dar mai aveți încă suflet. Da, trebuie să avem. Nu se poate altfel. Și trebuie să dăruim și celorlalți, să vadă și ceilalți din ceea ce, dintre ele noastre, din ceea ce simțim noi.
chimeriada, asta datorită ființelor fabuloase prezente. Exact, chimerelor. Sunt câteva, sunt foarte multe, da. Chimere, da. Animale fantastice. Fantastice, da. Da. Îți trebuie o stare anume ca să le vezi, le visezi, le întâlnești? Nu, de mic copil. Ca artist. Ca să vă spun unde pornește totul. De mic copil am fost atras de povești. Oh. Poveștile. Frumos. Și avem nevoie de povești. Chiar și oameni mari, da, avem nevoie de povești. Ne hrănim cu asta. Da. Și atunci nu putem să renunțăm foarte simplu, foarte ușor, pentru că la rândul nostru am ajuns să citim povești copiilor noștri. Mai târziu, nepoților. Și atunci avem nevoie de povești. Nu putem trăi fără ele. Tu, de fapt, ai transpus pe lucrările tale personaje din povești. Chiar avem în spate aici, acel tablou este un personaje dintr-o poveste. Da, da. Împăratul, Smeul, Smeilor. Furturile poveștilor, se numește tablou. Frumos, exact, pe Ileana Cosânzeana. Exact, exact, da. Excepțional. Piatra Neamț, 2 săptămâni, urmează apoi vernisajul de la galerie, tot cu lucrări cu chimeriade sau ai alte pregătite? Pentru galeria nouă care la, se la Roma nu. Acolo se expun doar pictură de șevalet. Pictură de șevalet. Da, cealaltă latură despre care... Al treilea punct al triunghiului lateral pe care l-ai consacrat. Să salutăm și pe doamna șevalet. Mariana Papară, care a venit să vă întâlnească. Știa, ne-am întâlnit ieri și a spus că astăzi o să fiți amândoi aici și tu și maestrul... Sigur că da. Felicitări! Mulțumesc foarte mult! Așa? Păi, ce să spunem, expoziția stă pe Simeze 2 săptămâni, dragi prieteni, timp în care, dacă din păcate nu veți putea veni la vernisaj, cele 2 săptămâni cât vor sta lucrările aici, veți putea veni să le vizionați, veniți și priviți-le, pentru că vă veți aduce aminte și dumneavoastră, indiferent de vârsta pe care o aveți, de poveștile copilăriei. Așa este. Omule, mulțumesc! Și eu vă mulțumesc foarte mult! Și vă aștept să ne reîntâlnim tot astăzi la vernisaj și vă aștept și la copii. La tine, la casa acolo. Da, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni. Mulțumim. După acest scurt interviu va urma și materialul video cu vernisajul Chimeriadei lui Cristinel Ionel Tisacaru. La revedere! Bună seara, bine ați venit! Bun venit, Cristi Prisacaru, la al treilea an consecutiv, de astă dată cu o expoziție de desen grafică. Cristinel Prisacaru este bine cunoscut publicului din Piatra Neamț. Este fost absolvent al Liceului de Artă Victor Brauner, actualmente este profesor gradul 1 la Clubul Copiilor din Roman, deja un artist consacrat, membru de bază al filialei noastre. Thank you.
cuvântul domnului critic de artă Lucian Strochi pentru a vă introduce în atmosferă. Vedeți, și profesorii pot fi emoționați. Ce a uitat să spună distinsul nostru coleg și prieten Potop este faptul că Cristinel Ionel Prisacaru i-a fost elev. Sigur că cu expoziția de față, dar nu numai, vedem în ce măsură marca, amprenta unei personalități se păstrează sau nu. Cred că dorința oricărui maestru e să fie depășit de ucenicul său. Și poate de aici și emoția firească a lui Ștefan Potop. După părerea mea, ne aflăm în fața unei expoziții extrem de echilibrate, unitare, chiar dacă se găsesc și lucrări mai vechi și unele pe care chiar nu le cunosc, deci sunt foarte, foarte noi. Dar aș vrea să vă spun câteva lucruri apropo de grafica lui. În primul rând, când i-am văzut cu ani în urmă grafica, am remarcat culmea o caricatură a lui Helmut Kohl, extraordinar de reușită. Cred că Helmut Kohl, dacă ar fi văzut-o, te-ar fi invitat în Germania și chiar să-ți arate locul din castelul lui unde își pune lucrarea. Fără glume, o lucrare extrem, extrem de reușită. De altfel, Cristinel Prisacaru, s-a spus că e profesor cu gradul întâi, iubește copiii și chiar face gesturi mai puțin comune. A organizat, de pildă, o expoziție de caricatură cu elevii săi, mai mult chiar, i-a dat o dimensiune națională, aș spune, și una dintre cele mai frumoase expoziții de caricatură s-a produs la Roman și nu facem campanie electorală, mai ales că, dar a venit inclusiv primarul. Multe personalități s-au regăsit în acele caricaturi. De data asta însă este vorba de o arie foarte largă. Și mărturisesc că îmi convine foarte mult tematica aleasă. De ce? Pentru că trebuie să fiu și eu specialist în ceva și acel ceva este fantasticul. Adică teza de doctorat a mea a fost pe fantastic și atunci sigur că ceea ce pe unii poate mira, pentru mine sunt lucruri mai mult decât familiare. Cineva, un bun grafician, spunea că există o diferență între el și Cristinel Prisacaru. În timp ce respectiv încearcă să considere natura ca fiind un demers de care ne apropiem mimetic, realist, Cristinel Prisacaru are un singur rege, imaginarul. Lui se supune pentru că imaginarul mi se pare a fi cel mai încăpător concept. Aici intră și visul, aici intră fantasticul, miraculosul, feericul, realismul și așa mai departe. Dar să și comentăm puțin lucrările de față, să vedem în ce măsură el își justifică acest imaginar care îi poartă marca. În primul rând m-aș referi la două lucrări, chiar cele din fața mea și din spatele operatorului de imagine. E vorba de două lucrări amintind de arta egipteană. Și aici funcționează un instinct, aș spune, polemic al artistului. Întrebat fiind cineva care îi se pare arta supremă dintre arte, în artele plastice, acel mare artist a spus categoric arta egipteană. De ce?
pentru că timp de 3000 de ani nu s-a schimbat în esență, rămâne aceeași, recognoșibilă și cred că e un exercițiu foarte clar, ochiul egiptean, îl găsim, îl recunoaștem în orice lucrare. Nu-l anulează nici ochii lui Țuculescu sau ale altora. E bine, plecând de aici, Cristinel Pristacaru face ceva, umanizează o artă, aș spune eu, imperială, faraonică, îi dă dimensiunile umanului, le și marchează, încercând o identitate, e drept universală, dar, repet, la dimensiunile umanului. Pentru că, până la urmă, ceea ce îi se reproșa artei grecești, artei egiptene, era monumentalul. Faptul că nu era o, era o artă pentru zei, nu pentru oameni. Iar grecii, din potrivă, venind cu ideea că omul e măsura tuturor lucrurilor, au avut avantajul de a rămâne în memoria noastră prin dimensiunile reale ale statuilor, ale construcțiilor, deci mult mai umane. În altă ordine de idei, aș vrea să vă spun că o lucrare care îmi place foarte mult prin sugestie este cea din stânga. De ce? Pentru că vrând nevrând ne gândim și la activitatea lui de artist frescar, de artist, să zicem, bisericesc, cel care pictează cu mult succes de altfel în diferite mănăstiri. Ori, interesant că conjugând vechimea formidabilă artei egiptene cu modernitatea, el reușește să ne ducă spre acele fresce foarte greu de descifrat datorită sutelor de ani și ai impresia că vezi un tablou votiv, un tablou cu un posibil domnitor, poate chiar cu Brâncoveanu. Sigur că vorbind despre faptul că Cristinel Pristacaru este un polemist, am încercat să vă sugerez că este un foarte bun caricaturist, fiind și polemist, intră în relație cu foarte mulți artiști. Sunt aici câțiva profesori, sunt câțiva pictori, care știu foarte bine ce crochiuri, ce eboșe încercau un, să zicem, Michelangelo sau mai târziu chiar mult mai românul, să zic, că Marcel Chirnoagă, înfățișând capete de cai. Există o lucrare a lui Baltrușaidis, Giurgis Baltrușaidis, în care este arătată pentru prima dată explicit cum devine frumusețea calului frumusețea omului. Deci frumusețea calului devine frumusețea lui Apollo și frumusețea lui Apollo, să zicem, șeful muzelor, se transmite omului. Până la urmă, suntem frumoși în măsura în care suntem cai. Oricât ar părea de ciudat, iar mulți din zeii grecilor au fost și cai. Cel puțin în anumite metamorfoze ale lor. Evident că putem asista la o explozie. Iată un craniu care aparent nu are o mare legătură cu calul, dar trebuie spus că la origini calul era un simbol psihopomp și terimorf. Adică era un simbol al morții și noi încă mai avem nostalgia celor vremi în momentul în care punem cai la dricuri, la dricul mortuar și cu acei ochelari care îi împiedică să vadă realitatea noastră și să vadă realitatea de dincolo. E bine, există o frumoasă legendă în care pe care îmi permit să vă spun, pentru că e prea frumoasă pentru a nu fi spusă.
Mă gândesc deja că Mihai Hanganu va și scrie ceva pe tema asta. Se spune că un prinț sau un cneaz, mai degrabă, a vrut să vadă când moare. Momentul morții. Și a chemat un cititor în stele. Și el s-a jenat și la un moment dat i-a spus, vei muri curând. Mai repede decât te aștepți. De ce? A întrebat cneazul. Ce pentru simplu motiv că vei muri din cauza calului tău. A fost o lovitură pentru cneaz și iubea enorm calul și atunci nici nu-l putea ucide. S-a gândit să-l trimită într-un fel de exil undeva în marginile deșertului, sigur, cu un însoțitor. Au trecut ani, nu foarte mulți, și la un moment dat a venit vestea că respectivul cal a murit. Și iubindu-l și într-un fel de omagiu, dar și având orgoliul celui care a învins moartea și destinul, cneazul pornește spre locul unde se găsea calul, ajunge, între timp calul nu mai e decât un craniu. Și atunci își permite un gest nesăbuit, dă cu piciorul în acel craniu și spune, te-am învins. Numai că din craniu este un șarpe care îl mușcă și moare. Ei, din acel moment, eu așa văd, s-a produs legătura, simbolul terimor, psihopomp al calului, a fost înlocuit de cel al șarpelui. Șarpele având două avantaje incontestabile, și anume, el poate fi uroboros, adică își poate înghiți singur coada, mitic, deci poate anula timpul, și în același timp este un târâtor. Este mai aproape de pământ decât calul, care se poate desprinde și există chiar teoria că un cal în galop nu atinge cu niciun picior pământul, la un moment dat. Între timp, calul a devenit un simbol al viermuirii, al vieții și dintre toate imaginele cele mai frumoase de pe pământ este cea unui cal pe țărmul unei mări. Poate nu o agreăm, e prea frumoasă ca să o acceptăm, dar așa a fost votat în urmă cu niște ani. Și acum să ajungem la metafora obsedantă a lui Cristinel, care este chimera. În general, sunt un om cât pot de cinstit într-o lume în permanentă schimbare. Și în urmă cu nu foarte mulți ani, Cristinel a expus la Bienala de Arte Plastică Lascăr Borel o lucrare care se numea Chimera. Era o lucrare superbă. Nu avea ce să-i reproșezi. Nu cred că jignesc pe cineva spunând că lucrurile acolo la premii erau cam aranjate, se cam știa. Adică venise tare Iașu cu Bacău și își cam împărțeau premiile. Și atunci, cucerit de frumusețea acelei lucrări, am spus nu, ori ies din juriu, ori această lucrare este premiată la grafică, pentru că nu văd o lucrare mai frumoasă. Mă rog, până la urmă știți că în piesa aceea cu 12 tineri furioși, se pare că argumentele mele de bun simț și talentul lui Cristinel i-a determinat și pe Ciucă și pe cei care mai erau în ăsta să zică da, e cea mai bună lucrare și a fost premiat. Ei bine, a urmat partea amuzantă. Cineva, văzând lucrarea, a vrut să cumpere. Și bineînțeles, m-a întrebat pe mine, eu habar n-aveam cât cere. Și l-am întrebat, l-am sunat pe Cristinel și am spus, cât cer pe ea? El, gândindu-se poate că respectivul e un prieten de-al meu, sau, mă rog, nu știu din ce motive, a fixat o sumă, nu ridicolă, bunișoară,
dar sigur putea să fie și mai mult. Ardelean fiind și bătut în cap, în loc să țin partea artistului și să plusez, să vin cu TVA-ul de rigoare. Vezi că mai sunt și alții. Da. Alți Ardelean? Da. Am comunicat. Prețul omul a achitat suma sau ceva. Dar el, achitând suma, știi, mergea mult peste. Și am zis, nu, atâta vrea artistul. Mi-a părut rău, dar iată, există în lume și aceste lucruri. Oricum, Chimera a fost achiziționată. Acum, ca să încheiem povestea Chimerei, acelei Chimere, atunci când și-a anunțat expoziția, Cristina l-a zis, mai e Chimera aceea? I-am spus, îmi pare rău, dar persoana s-a mutat, nu mai e nici măcar în județ. Așa că... Deci, Chimera și-a respectat statutul de Chimera. Acum, legătură cu Chimera, sigur că există un ciclu întreg și chiar în sculptură și Paciurea, care a fost numit sculptorul Chimerelor. Și fără îndoială, chiar istoria artelor plastice din România și nu numai, nu se poate scrie fără Chimerele lui Paciurea. Dar vreau să vă spun o întâmplare, tot cu Chimere, vă promit că e ultima, nu vă mai spun întâmplări, că pe urmă vine mergem noapte, în altceva, vine noaptea. Nu, noaptea a venit, vine dimineața. Un profesor de-al meu, Romașcan de altfel, Savin Bratu, de examen cu Călinescu. Călinescu nu dădea nici bibliografie, nu, cursurile lui erau fanteziste, dar normal, trebuia să examineze candidatul. Și ce făcea? Avea o carte cu poze, cu ilustrații. O deschidea și spunea, vorbește-mi despre. Și a căzut lui Savin Bratu, Chimera. Și a început să vorbească, să vorbească, să vorbească sau ceva. Călinescu l-a oprit, zice, până acum ai nouă. Spune-mi, boul, al cui simbol al este? Evident că oricare dintre noi vom spune prin faptul că e legat de pământ, că e nu știu ce, un simbol al pământului, a greutății sau ceva, de asta a zis, măi, dacă mă întreabă Călinescu, trebuie să spun exact pe invers. Și a zis, domnule profesor, eu cred că e un simbol al aerului. La care Călinescu a zis, dragul meu, ai 10, boul apis, boul cu aripi și așa mai departe. Și iată cum profesorul meu a luat 10, cu o chimeră pe care a descris-o foarte corect. Acum, de ce Chimera? Apropo, dacă e să ne facem daruri, am să-ți dau în vreo 7 limbi o poezie la care țin foarte mult a mea, numită Chimera. S-o ai cu titlul personal. Ei bine, Chimera impresionează de ce? Pentru că este ca un fel de oglindă așezată în mijlocul unei menagerii și se întâlnesc mai multe tipuri de animale. În asta e fantasticul. În acea fisură fantastică care îi prezintă ghearele, coada, pot aparține oricui, Chimera, de fapt, este un vis. Și ca să fiu corect, trebuie spus că un poet al nostru din Neamț a încercat chiar să scrie o poezie chimerică, evident de la chimeră, și chiar a încercat să impună în literatură chimerismul. E vorba de Vasile Baghiu. Dar, cailul, repet, simbol al armoniei perfecte. Vă spun, în toate reprezentările din marile culturi, calul este lumea. Este lumea. Cu tot ce se poate avea. Evident, calul, ca și boul apis, poate fi un cal zburător și atunci este Pegas. Iar Pegasul, la rândul lui, vine, culmea, din unirea unor monștri, pentru că se contrazice esența calului,
care trebuie să fie un simbol al pământului și zborul. Dar a fost adoptat ca simbol al poeziei, al spiritului înflăcărat, carul fiind un animal icaric. Dacă vreți, bourul. Sigur că Cristinel e moldovean și atunci nu putea, dacă a reprezenta chimera, a reprezenta calul, să nu se să nu se oprească și asupra unui animal nobil, unul din primele domesticite, care este boul, să zicem generic. Sigur că boul poate fi la rândul lui și taur și dacă vreți zimbru și așa mai departe. Sigur că n-am să insist, dar vreau să vă spun că foarte puțin dintre dumneavoastră, moldoveni fiind, știu de ce bourul Moldovei are coarnele apropiate și nu depărtate. Putea să fie foarte simplu așa ceva. Deci în orice reprezentare heraldică are coarnele așa, apropiate. Pentru că asta marchează simbolic voința de pace. Boul este pașnic. Boul este robul. Este cel care îl ajută pe om să cultive. Nu este un animal de luptă, de viteză. Și iată-i totuși înfruntându-se într-un fel de toridă, de coridă, dacă vreți, fantastică, în care toreadorul e locuit de un alt taur. La urma urmelor, torida înseamnă corida înseamnă luptă. Ori ideea aceasta de luptă, poate cineva să fie învins, părăsește lupta, dar încă doi se înfruntă. Vedeți gestul piciorului din dreapta, a îngenunchiat din respect pentru adversar, dar și pentru a fi propulsat cu mai mare forță. Aș mai reține câteva simboluri, în primul rând leul. Leul care este pe locul 2 în simbolistica heraldică, după vultur. Napoleon a trebuit să aleagă între vultur și leu și până la urmă a ales leul. Sigur că până și un evanghelist are ca simbol leul, dar leul pe care îl vede, îl surprinde Cristinel, este un leu heraldic, este leul pe care îl veți găsi în stema Marii Britanii. Găsiți atât leul, cât și inorogul, alt personaj extrem de interesant. Inorogul care este simbolul, dacă vreți, a purității, nu poate fi îmblânzit decât de o fecioară, este sabia sa tutelară, cum se spune, este acel corn extraordinar. Și în fine, aș încheia, apropo de fantezia sa debordantă, cu o lucrare în care, iată, avem o replică la turnurile gemene, din păcate distruse, și anume două turnuri în viziunea orientală. Și anume două posibil minarete sau, mă rog, castele, oricum construcții, care devin șerpi. Așa cum se întâmplă poate în India, când la sunetul muzicii, al flautului sau altul instrument, șarpele se ridică și atât aici avem doi șerpi care, evident, se îmbrățișează. Sigur că doi șerpi ne duce și spre Hercule, ne duce spre o întreagă mitologie. Nu vreau să intru și nici într-un caz să vă țin lecții de istorie arte, ci vreau să vă conving doar de valoarea unui artist care nu se joacă, care respectă simbolurile
Și dacă vreți, un Gilbert Duran în structurile antropologice ale imaginarului are o observație extraordinar de importantă. Spune așa, simbolul este eufemizarea unui mit. Cu alte cuvinte, o degradare a acelui mit. Dar eu aș întreba, oare nu prin simbol ajungem din nou la mit? Nu vreau să-l contrazic pe marele antropolog francez, dar cred că e o relație reversibilă. Și simbolul poate genera mitul. Felicitări, Cristinel. Dincolo de ce spun e tăcere, cum s-ar spune, sau imagine, țin-o tot așa. Fii tu însuți și nu ceda niciunei din tentații. Și aș spune, ca să rotunjez total expoziția, care sigur are ca subtitlu grafica, că este un redutabil și în pictura de un lei, unde reușește să ceva cu totul important. Vedeți, impresionismul s-a bazat foarte mult pe pointilism, dar care părea un fel de găselniță. La el, pointilismul a devenit mozaic. Și vă spun, unele dintre cele mai frumoase lucrări sunt realizate în această tehnică. Și, ca să închei, cineva spunea, dar cum au ajuns oamenii la mozaic? La mozaicul roman, care categoric, prin mozaicul de Ravenna și altele, au dus această artă a mozaicului la înălțimi nebănuite. Și cineva a spus cu mult umor, Elifor de altfel, a spus așa, păi ce să fac? Au luat statuile grecești, le-au fărâmițat și din ele au făcut mozaic. Aș spune că el a luat culorile, le-a pus într-un mojar și după aceea a fost foarte simplu aplicat, simplu. Deci, vreau să vă spun că romanul ne dă o replică și cred că prietenii pietreni nu sunt deranjați de acest lucru, dimpotrivă. Faptul că, iată, Mircea Ceacuru participă la acest lucru, acest dialog artistic a devenit esențial. Și va trebui, evident, să se aștepte la replica pietrenilor, să vină la roman, pentru că, zic eu, nu întâmplător, doi artiști, precum Haidu, care deja a intrat de mult, el e un autor canonic, nu mai merită să discutăm prea multe despre asta, dar și, iată, mult mai tânărul Ionel Plisacaru sunt valori certe ale artei romașcane, nemțene cu permisiunea lor și moldovenești și, dacă vrei, românești și, sper eu, în destinul fast și universal. Vă mulțumesc!
Da, și eu vă mulțumesc foarte mult, domnul profesor, pentru cuvintele frumoase. Cu voia domnului profesor Ștefan Potop, o să-l contrazic puțin și am să spun că e a patra oară când vin la Piatra Neamț. Deci a patra expoziție, a treia consecutivă, dar și a patra... Da. După cum vedeți, lucrări din diferite perioade, diferite tehnici... Acum, dacă tot mai stătim la vorbă, ia spune-mi, din care perioadă cele mai elaborate? Din liceu, din dom, da, să zicem. Da, acolo în spate sunt și din timpul liceului. Turnurile și craniul și... Turnurile sunt mai noi. Turnurile sunt mai noi. Dar craniul de vulpe, într-adevăr, este un craniu de vulpe acela. Deci făcut chiar după studiu, da? Da, sunt din perioada liceului. Da, oricum, sunt adunate, după cum vedeți, sunt lucrări de diferite forme, mărimi, în stiluri diferite, deci în tehnici diferite, începând de la creion, liner, pix, tehnică mixtă, sunt și guașe, pe hârtie, pe carton, acrilic, și ce am adus eu, să zic, un pic mai nou, ca noutate, grafica pe pânză, direct pe pânză, tuș, peniță pe pânză, cum este acel portret al domnului profesor Lucian Strochi. Sper să vă placă, vă mulțumesc foarte mult că ați venit în seara aceasta, sunteți alături de mine, mulțumesc familiei în mod deosebit, da? Vedeți că suntem cu toții, soția, fetița, tatăl meu. Și o viitoare artistă. Mulțumesc prietenilor mei de la Roman, domnului Cornel Paiu, domnului artist plastic Iosif Haidu și celorlalți din Piatra Neamț, care la fel mi-au devenit prieteni și mulțumesc pentru aceasta. Ce să vă spun? Sper să vă bucurați cele două săptămâni de aceste lucrări și voi reveni și cu alte noutăți. Nu mă opresc aici, cu siguranță. Mulțumesc! Trebuie să stârpi de mic, nu?